Dragi telespectatori, vă reamintesc că ne aflăm într-o locație superbă la restaurantul hotel Casa Banil din strada Petre Ispirescu, numărul 95, sector 5, București. Am reușit să o aduc în fața dumneavoastră pe doamna Mihaela Cionca, manager în această locație frumoasă. Am să vă rog, bună seara în primul rând. Bună seara. Am să vă rog să ne spuneți și nouă cum a început povestea Casa Banil. Povestea noastră a început, vroiam să facem ceva, ceea ce ne place și ce știam, să interacționăm cu oamenii și atunci am zis, haide să facem un mic restaurant. Suntem pe piață de 20 de ani, între timp ne-am mai extins, am mai făcut un mic hotel și eu sper că suntem pe placul tuturor clienților și vă mulțumim că ne-ați ales ca și locație. Și este pentru prima dată. Adevărat, Andantino a făcut multe evenimente aici și de această dată suntem cu Favorit TV la emisiunea Popas de Cânt și Joc. Într-adevăr, un restaurant cu tradiție, mai nou și hotel. Avem niște camere superbe aici la Casa Banil. Evenimentele din partea dumneavoastră, din viața dumneavoastră, dragi telespectatori, le puteți desfășura aici pentru că doamna Mihaela Cionca poate deveni partenerul ideal pentru evenimentele dumneavoastră și de 20 de ani eu zic că aveți deja tradiție pe piață și am spus, preparate de la cele mai sofisticate, pot să spun, aveți și bucătărie internațională? Meniul românesc, tradițional, încercăm să satisfacem toate gusturile. Vă mulțumim din suflet, așadar vă așteptăm la restaurant Hotel Casa Banil în strada Petre Ispirescu, numărul 95, sector 5, București. Aici, în platoul nostru, petrecerea continuă. Am adus în fața dumneavoastră două soliste de la Andantino Kids Club Bragadiru. Le știți deja, s-au prezentat și în cadrul grupului vocal coregrafic de la Andantino Kids Club. Vreau doar să-mi spuneți, fetelor, ce ne cântați astăzi. Începem cu Sofia Oțelescu. Coșarul. Coșarul, mult succes! Și tu, Ilinca Puncioiu, ce ne cânti astăzi? Eu astăzi voi cânta Eu știu să vă cânt frumos. Vă va convinge cu siguranță că știe să vă cânte frumos, însă mai întâi vă propun să urmărim împreună un moment artistic superb pe care fetele de la Andantino din București, de la Cercul Militar Național, l-au prezentat în turneul din Egipt, unde au fost în vacanța de vară. Vizionare plăcută, Andantino și Egyptian Dance! Thank you.
piața cum sunt nici mii. Am o mulțime de jucării, am și o păpușă cu ochi albăstri, care mama spune: toate-mi plac și cu toate mă joc. Nu mă mai satu de ele deloc, însă acum văd de stănii, vă spun, marea pasiune. Dar mie-mi place, îmi place să cânt și am o voce o minune. Eu știu să vă cânt frumos, cu glas vesel și melodios. Eu știu să vă minunez, ce bine vă cânt și dansez. Și melodios, eu știu să vă minunez, ce bine vă cânt și n-am.
micuțe delicate, au tuturi colorate, talentate și drăguțe, sunt niște balerinuțe. Ei bine, dragi telespectatori, vă fac cunoștință cu trupa de balet de la Andantino Kids Club Bragadiru, trupă condusă de domnișoara profesoară Georgia Botez. Am să vă fac cunoștință cu balerinele noastre de astăzi. Pe Raisa o cunoașteți pentru că ați văzut-o și puțin mai devreme. Ia să vedem cum te cheamă. Eva. Lorelai. Pe tine? Maria. Ingrid. Și pe tine cum te cheamă? Evelina. Ia să auzim. Sofia. Atâtea balerinuțe drăguțe de la Andantino Kids Club v-au pregătit o surpriză. Urmăriți-le! Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Iată că sunt cu fetele de la Andantino Kids Club București, de la Cercul Militar Național. Ele sunt junioarele care, mai înainte de toate, înainte de a învăța să cânte, au învățat notele muzicale. Vă propun să învățați notele muzicale împreună cu ele.
dacă am învățat notele muzicale cu Andantino Junior, suntem pregătite de cântat. O am aici pe domnișoara Maria. Ea s-a prezentat puțin mai devreme. Maria, ce ne cânti? Știu prea bine ce vreau. Wow! Și pe domnișoara? Te va vista number one. Catalea, terorista number one. S-o urmărim! 1, 2, 3, 4! Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Tată, îmi vine să dansez, simt că mă enervizez când e muzico. Mai vreau toată lumea să mă vadă când dansez și când pe stradă să mă lansez. Am ambiții de vedetă, iată-me pe bicicletă, mâine-mi iau BMW. Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Mamă, ai făcut un obicei și nu vrei să mă mai iei de-a coafor. Mamă, tu mă cerți întotdeauna când fac ordine într-una în geanta ta. Am ambiții de vedetă, iată-me pe bicicletă, mâine-mi iau BMW. 1, 2, 3, 4! Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Totul mi se pare câteodată mai ciudat. Pun meleon pe bare, că nu știu ce s-a întâmplat. Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Am o groază de mirori, nici nu știu de unde vin atâtea întrebări. Știu să bat ca Jackie Chan, altfel mi se spune terorista number one. Și-am tăcut.